După cum vedeți, controlul este absolut. Ciprian îl controlează foarte bine și la prima comandă trebuie să lase. Acum Mihai la fel o să încerce să-l păcălească în diverse moduri. Poate doar reușește să-i fure câțiva pași. În examenul de mondioning, cu câți metri reușește să se îndepărteze atentatorul, cu atâta cățelul pierde puncte. Uitați-l cum îl păzește, e cam greu să fugi într-o astfel de poziție. După cum zicea și Brândușea, să știți că toți oamenii care îmbracă costum în examenele și în antrenamentele sporturilor canine sunt oameni atestați de către Asociația Kinologică. Sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm cu toții. Reguli, în primul rând, pentru siguranța câinilor, după care reguli pentru siguranța oamenilor. Deci nu oricine poate să îmbrace costumele de antrenament. Sunt seminarii, workshop-uri, tot felul de stagii în care atentatorii sunt pregătiți și primesc un atestat pentru acest tip de muncă. Deci până la urmă și Ciobănescu Belgean, Mainoa este un câine ce iubește cel mai mult, Mingiuța, dar nu oricare, ci cea dată de stăpânul său.